Bine v-am regăsit astăzi în zi de sărbătoare pentru unii, pentru alții doar zi de vineri. Astăzi mă gândeam să fac un video cu altceva, dar dat fiind întâmplărilor, am zis că astăzi ar trebui să vorbesc de altceva. Pe vreme ce în Vinerea Mare unii lucrează și duc bunuri pentru oameni în vârstă, mâncare sau cunosc alte firme care duc pască prin sate ca să aibă oamenii de sărbători de toate pe masă. În vremea asta eu, care mai ajut într-o parte și alta, sunt într-o dilemă foarte mare cu declarația pe proprie răspundere, care s-a modificat între timp. În timpul a 3 săptămâni avem deja mai multe modele. La un moment dat se putea semna digital, acum nu mai se poate semna digital. La un moment dat se putea scrie pe calculator, printa, semna și duce. Nu se mai poate. Aveți grijă dacă totuși trebuie să mergeți pe afară ca să ajutați pe unii sau pe alții. Faceți hârtiile acestea de mână, semnați-le de mână. Am auzit că foarte multă lume a fost amendată, așa că m-am documentat un pic pe baza legilor. Pe baza legii 268, articolul 1.2, se zice că trebuie să ai la tine, într-un fel sau altul, să poți să demonstrezi unde mergi tu, pe proprie răspundere. Partea cu semnătura face parte dintr-un alt articol, 455 din 2001, cu semnătura electronică, care nu știu câți dintre voi o au sau câți dintre voi înainte de pandemie v-ați făcut semnătura electronică ca să puteți să semnați hârtiile în mod electronic. Mă gândesc că cei care sunt cadru juridic sau o firmă au și semnătura electronică. Mă gândesc, nu știu. Însă mi s-a părut o prostie faptul că dacă ești prins cu această hârtie electronică semnată, tu primești amendă de 2000 de lei minim, maxim 20.000 de lei. Dat fiind că tu ai adeverința, poți să arăți pe propria răspundere semnată de tine. Deci tu spui în aceea cât ai dus în stânga sau în dreapta. Pe hârtie aceeași lucru. Deci nu înțeleg de ce amenzi pentru acest lucru. Dar poate unii dintre voi o să aveți anumite lucruri de spus sau să mă faceți mai deștept. Eu am citit legile și mi se pare aiurea. Și în plus pentru oamenii care lucrează și trebuie să meargă afară sau au părinți bătrâni, sunt pe afară, că le duc cumpărături. Ar trebui să printeze poate în fiecare zi câte o hârtie. Acum, dacă într-o familie sunt două persoane și fiecare persoană printează câte două hârtii pe zi, eu cred că într-o săptămână ajungem la multe hârtii, doar pentru a ne cumpăra strictul necesar. Și astea fiind spuse, eu vă doresc sărbători fericite, tot ceea ce vă doriți. Dacă nu aveți neapărat drum pe afară, nu mergeți pe afară. Dacă mergeți pe afară, să aveți grijă să aveți hârtia semnată de mână, că am înțeles că dacă o aveți digitală, primiți amendă. Și stați în casă dacă aveți posibilitatea. Cât mai mult să scăpăm de această perioadă de criză și să ne revedem poate cât de repede, într-o lună, două, pe afară, pe la terase, prin oraș, sau să ne întâlnim la niște prieteni comuni împreună și să putem să ne întâlnim iarăși cu prietenii și cu cei dragi nouă. Așa că dacă tot e Vinerea Mare, eu v-aș dori sănătate, în primul și în primul rând, că asta e cea mai importantă, alături de cei dragi vouă. Așa că vă doresc toate cele bune și ne vedem mâine la un alt video. Pa, pa!